Încă un polițist a fost răpus de noul coronavirus. Este vorba despre un angajat al Inspectoratului de Poliție Bălți. Bărbatul de 52 de ani a murit în dimineața zilei de sâmbătă, în jurul orei 4:30. Decesul acestuia a fost anunțat într-un comunicat emis de Inspectoratul General al Poliției. Polițistul a fost internat la spitalul din Bălți, unde s-a aflat timp de 2 săptămâni, dar starea sa de sănătate s-a înrăutățit, deși nu suferea de alte boli. Bărbatul a lucrat în poliție peste 20 de ani. El a lăsat în urmă un copil minor și o soție îndurerată, care activează ca medic în prima linie împotriva pandemiei. Femeia s-a infectat și ea cu noul coronavirus, dar s-a vindecat. La începutul săptămânii, un alt polițist a murit din cauza COVID-19. Este vorba despre un bărbat de 42 de ani, care a activat în cadrul Direcției de Poliție Chișinău.